Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Dialog cu Caractere. Continuăm, sau am continuat și săptămâna trecută, periplul nostru, prin care identificăm acele persoane care, prin activitatea lor profesională, dar și prin atitudinea și comportamentul civic, fac cinste comunității noastre. Și astfel, astăzi vom avea un invitat special, este o doamnă care, deși este extrem de competentă în profesia pe care o are, nu deține o funcție, să spunem, eclatantă la nivel de administrație, dar este una extrem de importantă și care totuși, prin modestia pe care o are, se vede sau este prea puțin apreciată în comunitate, raportat la beneficiile imense pe care le aduce acea structură pe care domnia sa o coordonează de câțiva ani. Și spun bună seara și bun venit, doamnei doctor inginer Melania Oltean. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și eu. Doamna Oltean, astăzi nu vom discuta cu coordonatorul Oficiului Fitosanitar, dar inevitabil, Maramureș, dar inevitabil vom atinge și anumite aspecte ale profesiei dumneavoastră. Pentru că eu vă cunosc de câțiva ani și mi-aduc aminte că unul dintre primele contacte avute cu dumneavoastră a fost imediat prin anii 2000, atunci când, implicat fiind de niște proiecte comunitare, am realizat niște importuri de sămânță de cartofi. Și conform legislației din acel moment, care cu siguranță este actuală și astăzi, era nevoie și de avizul dumneavoastră, în sensul că acel material care a fost adus din Olanda să fie corespunzător pe normele care reglementau importul respectiv. Mi-ați făcut atunci o impresie remarcabilă și de-a lungul timpului mi-am permis să nu mai deranjez când am avut nevoie de niște opinii profesionale legate de tot ceea ce înseamnă sănătatea plantelor, pentru că asta înseamnă, de fapt, această știință, această disciplină fitosanitară. Și mi-am dorit tare mult să vă am în emisiune și mă bucur că astăzi ați acceptat invitația noastră. Avem o cutumă, doamna doctor inginer, rugăm invitatul, ca în mod scurt, succint, să facă o scurtă autobiografie. Cine sunteți, de unde veniți, ce studii aveți, ce studii ați parcurs și mai ales un pic să ne povestiți și despre acest doctorat care, vedeți, noi jurnaliști avem o fobie. În România titlul de doctor a fost atât de mult aruncat în derizoriu încât în permanență există o suspiciune mai mult decât rezonabilă că cei care au acest titlu științific s-ar putea să-l fi obținut altfel, dar nu e cazul dumneavoastră. Vă rog. Sunt un cetățean simplu, după cum se observă. Lucrez în acest domeniu de mai mulți ani, din 1980. La început am fost încadrată ca tehnician la stația de prognoză și avertizare Baia Mare, din cadrul stațiunii, cu sediul în cadrul stațiunii de cercetare pomicolă Baia Mare, dar eram angajată a Laboratorului Central de Carantină Fitosanitară București. Din acea poziție am lucrat în domeniul protecției plantelor mai mulți ani și până în ziua de astăzi. Unde ați desăvârșit studiile universitare? Studiile universitare, deci am completat studiile la Universitatea București, Facultatea de Management, Inginerie Economică și Dezvoltare Rurală în Agricultură. După terminarea studiilor, bineînțeles că și lucrarea de licență a fost axată pe combaterea integrată a bolilor și dăunătorilor culturii mărului, după care în anul următor m-am gândit că ar trebui fixată mai bine această cunoștință, fixate mai bine aceste noțiuni de protecția plantelor, adică de a le organiza cumva în ideea mea și pentru asta, la vremea respectivă, era doar un singur curs de master organizat de către Universitatea Cluj-Napoca și era singurul master de protecție a plantelor. Prin urmare, m-am înscris la acel master, l-am absolvit cu brio și în cadrul acestui master cunoștințele s-au aprofundat foarte mult pe organizarea materiei în ceea ce privește protecția plantelor. Și după care am continuat să lucrez în continuare la același loc de muncă, la actualul Oficiu Fitosanitar, ca inginer și proaspăt masterand.
după scurtă vreme am fost contactată de către domnul profesor universitar Perju Teodosie, un renumit entomolog și profesor universitar, să mă prezint pentru înscrierea la doctorat, pentru a descrie, pentru a mi s-a propus o temă care trebuia să o abordez sau nu. Pe problema castanului, cum bine știm, noi în Maramureș am făcut multe studii, adică s-au făcut foarte multe studii pe Cryphonectria parasitica, deci doar pe patogeni, iar pe dăunător deloc. Și știm foarte bine că avem gărgărița fructelor de castan, avem ceilalți dăunători și pe acest motiv domnul profesor a considerat că ar fi foarte bine să fie studiați și acești dăunători ai organelor de fructificare la castanul comestibil, drept pentru care în sfârșit am acceptat să mă înscriu la această formă de învățământ. A durat 4 ani acest studiu, timp în care am studiat biologia acestor doi dăunători, atât a gărgăriței castanului, cât și a viermelui castanului. După care s-au prezentat referate științifice, s-au prezentat tot felul de lucrări, colocvii, după care susținerea tezei de doctorat a fost undeva programată prin anul 2011 și a fost susținută în 22 iulie. Doamna inginer, spuneți-mi, vă rog, ceea ce ați menționat, dumneavoastră mergeți pe zona de cercetare, adică se poate vorbi că ați făcut și cercetare? Noi implicit, eu implicit prin formația pe care o am în profesie, lucrând în prognoză și avertizare, noi urmărim biologia bolilor și dăunătorilor, fenologia plantei gazdă, ecologia și tot ce există ca și condiție pedoclimatică. Și din acest motiv ne-am permis, deci noi facem oricum un fel de cercetare prin această profesie, pentru că doar în acest sens putem să stabilim momentul optim de aplicare a tratamentelor, dacă este nevoie de aplicarea lor sau nu. Și, prin urmare, aceste tratamente, după niște calcule și observații, se stabilesc. Dacă, de exemplu, un dăunător nu întrunește pragul economic de dăunare, deci prin care el poate să producă daune acelei culturi, noi nu facem tratamente, deci nu recomandăm, pentru că prin dezideratul care este acum, deci tratamentele trebuie făcute cât mai puține, trebuie executate cu discernământ și chiar recomandate cu discernământ, pentru că vorbim de niște substanțe chimice care, prin toxicitatea lor, pot să producă poluare mediului, distrugerea entomofaunei, faunei utile, tot ce există, florei, și atunci pentru a recomanda și a avea eficiență atât ecologică cât și biologică, cât și economică, trebuie să recomandăm aceste tratamente doar atunci când ele se impun. Pe zona castanului în România s-au mai făcut asemenea studii, ca și cele care nu, au făcut noastră, era nu. Singura, nu. Nici nu sunt foarte multe zone în România unde sunt castani. Pentru ca areal de răspândire al castanului comestibil, avem două zone distincte în țară. Maramureșul și zona Gorșului, unde și într-o parte și în cealaltă, înainte de 89, au existat plantații pomicole de castan. După care castanul a dispărut, a rămas decimat și într-o parte și în cealaltă, și la Gorj a dispărut plantația. Acolo era o plantație de vreo 100 de hectare la Peștișani. După care a rămas doar cel care este în regim silvic. Da. E neglijență, carburete. Doamna inginer, a fost neglijență, dezinteres, incompetență? Pentru că castanul nu este un arbore obișnuit, ordinar. El este extrem de valoros și în Europa sunt puține zone, din câte știu eu, unde există asemenea plantații de castan. Și atunci, de ce nu ne-am străduit sau de ce decidenții din această zonă n-au luat niște măsuri pentru a preîntâmpina, respectiv pentru a dezvolta aceste plantații care sunt extrem de rare? După cum se știe,
cei, deci protecționiștii din regimul silvic lucrează la acest, pe acest domeniu. Romsilva, de exemplu, deci are pepiniere și de castan, doar că se dezvoltă foarte încet castanul și, după cum am și spus, sunt condițiile pedoclimatice, încă la noi permit cultivarea lui în zonă, dar doar în regim silvic. Noi suntem limita nordică pe glob, unde se mai cultivă castanul. Știu că aveți un subiect drag pe care o să-l abordăm mai încolo și asta înseamnă la poluarea a ceea ce înseamnă floră, respectiv acest patrimoniu verde. Aș vrea însă până atunci să vă pun o întrebare ce ține de apartenența acestui oficiu al dumneavoastră, de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Se știe foarte bine că în România există câteva categorii distincte de întreprinzător, ca să nu spunem fermier, este un pic prea pretențios. Sunt acele mari exploatații agricole, cu zeci de mii de hectare. Prezentam într-o emisiune că inclusiv concesiunea din Balta Brăila a fost cedată către un trust, o companie din Arabia Saudită. Deci am dat aproape 50 de mii de hectare să fie exploatate de altcineva. Mai există acele exploatații sau asociații agricole cu câteva mii de hectare. Și există agricultura de subzistență, făcută de către locuitorii de la țară, cei care noi le spunem nu într-un mod peiorativ țărani, ci întreprinzători în domeniul agricol, care, aș vrea să-mi confirmați sau nu, ca om care totuși de 18 ani sunt implicat în ceea ce înseamnă proiecte în domeniul farmingului, dacă este adevărat sau nu că încă se face această agricultură empirică, pe cunoștințe preluate de la părinți, pe fel de fel de cunoștințe transmise oral, de fel de fel de vectori de opinie, și că nu există suficientă preocupare pentru ca fermierii să fie școlarizați, educați, în așa fel încât să-și depășească condiția de fermă de subzistență. Da, așa este. Și din păcate noi suntem județul cu numărul cel mai mare de fermieri, tocmai prin faptul că la noi terenurile sunt foarte fărâmițate, avem puțină zonă agricolă pe lungile râurilor, Some, Șlăpuș, ce este în depresiunea, teren arabil în depresiunea Baia Mare, pe când în depresiunea Maramureșului, fiind zonă colinară, acolo mai mult merge, sunt pășuni, fânețe, pajici naturale, puțină agricultură, mai mult cartofi, dar nici și acolo suprafețele au fost mult diminuate și se ocupă cu creșterea animalelor. Prin urmare, cei care sunt aici pe lunca Someșului, în afară de, adică lungile din depresiunea Baia Mare, cei care au accesat proiecte pe fonduri europene sunt cointeresați dânsii ca să studieze, să vadă ce cultură au, ce presupune acea cultură, ce tehnologie trebuie să aplice și prin urmare ne contactează. În schimb, avem ceilalți fermieri care cultivă în spatele casei, lângă casă, suprafețe foarte mici. Acolo este o problemă, pentru că dânsii, fiind și populația în general îmbătrânită, nu conștientizează că pentru a mânca sănătos trebuie să aplice o tehnologie bună, chiar și pompom pe doi, pe o cultură, pe o cultură de legume, de cultură mare, să zicem porumb, pentru că neaplicând rațional îngrășămintele, neaplicând rațional ierbicidele, neaplicând rațional produsele de protecție a plantelor, intoxică, deci induc o toxicitate acestor culturi și, prin urmare, ne trezim că au reziduri de pesticide în fructe. Deci nu este normal. Și dânsii efectuează tratamentele fitosanitare sau alte lucrări de întreținere că au văzut vecinul, că l-au auzit pe celălalt, cum au făcut. Asta are efect atunci asupra vecinului fermier care respectă niște reguli. Da. Și prin urmare își produc mai mult rău decât bine. Și noi prin întâlnirile noastre cu fermierii în județ,
prin discuțiile noastre care le-am avut la nivel de localități sau în momentul când își vin la noi, noi încercăm să le explicăm importanța aplicării raționale a produselor de protecție a plantelor. Ce înseamnă un agent de dăunare, ce înseamnă dacă depășește pragul economic de dăunare o boală sau un dăunător, ce înseamnă să aplice momentul optim a produselor de protecție a plantelor și nu atunci când își au timp. Pentru că după ce un dăunător, de exemplu, depune ou, ponta, degeaba mai faci tratament. Pentru că viermele ăla în fruct tot îl găsim. Prin urmare, cât am putut și cât putem noi, deși noi suntem puțini la nivelul județului, încercăm să conștientizăm fermierul nostru de importanța protecției plantelor. Deci noastră este, de fapt, o instituție de prevenție și control. Prevenție și control. Nu aveți atribuții de educare și de monitorizare în mod direct, cum are direcția agricolă prin Dânsii au pentru cultura plantelor, pentru creșterea animalelor, nu special pentru protecția plantelor. În schimb, toate aceste verici se îmbină. Și atunci, dacă ar ști din fiecare câte un pic, ar conștientiza că nimic n-ar trebui executat înainte de a întreba specialistul. Da, doamna doctor Inger, m-ați adus exact unde am vrut și mi-a să ridica mingea la fileu. Dar noi să știți foarte bine că există în mentalul nostru și în educația noastră această racilă, fiind specialist în agricultură, nu știu pe ce domeniu, exact, nu prea e dispus el să meargă la doctor inginer Melania Oltean, să-i ceară un punct de vedere colegial, tehnic, profesional, legat de ceva ce se întâmplă într-un anumit areal unde există interese pentru că se plătesc subvenții, pentru că sunt în evidență apia, pentru că așa mai departe. În plus, știm foarte bine că după 1995, după anul 2000, în România au intrat foarte multe substanțe chimice, produse din import, pe care fermierul am văzut că le folosea pentru tratamentul, de exemplu, al culturii de cartofi. Când făcea tratamentul pentru mană, când făcea tratamentul pentru gândacul de Colorado, și îl întrebam de ce folosești mospilan și actar sau altceva, cine ți-a spus cât și la ce fel de concentrație. Păi mi-a zis la Bold acolo, unde am cumpărat doamna de acolo sau domnul, că iei o găleată de 10 litri, scuturi o jumătate din pungă, amestec și apoi dacă trebuie mai dai o dată. Da. Deci este un concept greșit, depășit. Sper să nu întâlnim multe cazuri de genul acesta, pentru că având contact în fiecare zi cu fermierii, mici sau mari care sunt, întâlnim și astfel de cazuri. Dar sper să fie din ce în ce mai puține. Ce vreau să spun? Deci sunt introduse și au intrat în țară foarte multe produse de protecție a plantelor, dar pe teritoriul României se pot utiliza doar produsele fitosanitare, deci de protecție a plantelor, care sunt omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României. Fiecare produs fitosanitar este omologat pentru un anume test, boală sau dăunător, și pentru fiecare cultură are o anumită concentrație. Și nu se folosesc produse neautorizate, doamna doctor? Deci n-au voie să se folosească produse neautorizate. Nu. Deci, prin controlele care noi le facem, deci noi asta urmărim. Deci verificăm dacă se aplică sau nu legea, dacă legea este respectată sau nu. Avem foarte multe acțiuni împreună cu Serviciul Arme și Droguri, produse periculoase din cadrul poliției române, la nivel de județ, cu poliția județului Maramureș, prin care se fac acele controle la toate la toate fitofarmaciile, în târguri, oboare, în alimentări, să zicem, în alte spații unde ar fi posibil să se comercializeze astfel de produse. Odată comercializarea produselor se poate face doar în spațiile autorizate, care sunt autorizate de noi și care îndeplinesc anumite condiții conform legii. Ele n-au voie să fie comercializate în piețe, în oboare, în magazine alimentare, deci nicăieri, pe marginea drumului. Deci aceste controle se fac de către noi, ca oficiu fitosanitar, împreună cu Poliția Română, cu Serviciul Arme, Droguri și produse deosebit de periculoase. Și există sancțiuni, presupun? Există sancțiuni până chiar la procese penale și tot ce există.
Ați făcut o afirmație adineaul legat de acea agricultură de subzistență, despre acel întreprinzător care în jurul casei, într-un solar mic sau, mă rog, în terenul care l-are imediata vecinătate, face o agricultură rudimentară, pe care după aceea vine și o valorifică în piețele agroalimentare. Și nu să spuneați că acolo se fac greșeli. Greșeli pentru că sunt, în general, oameni vârstnici care nu au cunoștințele necesare, da, la care este extrem de greu de controlat ce face, cum face și de ce face. Și totuși există o impresie generată în spațiu public că produsele cu adevărat sănătoase le găsești la cei mici producători și nu în acele ferme unde se face controlul producției și a vegetației. Mai mult decât atât, s-a lansat o întreagă marotă legat de ceea ce înseamnă existența pe piață a fructelor și a legumelor modificate genetic. Aș dori să faceți o trimitere și la ceea ce înseamnă producția autohtonă, care este producție industrială și dacă există modificate genetic, și la ceea ce importăm noi ca și stat România și se valorifică prin intermediul centrelor comerciale. Deci aici putem să spunem, să împărțim această idee în două. Deci producție autohtonă. Producție autohtonă produsă în regim industrial sau producția în grădina, în gospodăria populației. Acum, din ceea ce, prin acțiunile noastre și prin ceea ce noi lucrăm ca oficii fitosanitari la nivel de țară, noi emitem niște buletine de avertizare la toate fermele organizate și prin care se comunică organismul de dăunare pentru care se va face tratamentul, ce produse sunt recomandate, unde se, deci în acel buletin de avertizare sunt trecute doar produsele omologate pentru boala sau dăunătorul respectiv și pentru faza respectivă, faza fenologică sau biologică a dăunătorului, când acel produs are eficiență biologică maximă. Deci asta e o consultanță gratuită, doamnă. Gratuit, din partea Autorității Naționale Fitosanitare, prin noi, oficiile fitosanitare județene. Deci contactul cu fermierul noi îl avem direct. Deci cei care utilizează produsele conform buletinelor de avertizare și în momentul optim când este indicat pe buletin, în urma observațiilor care noi le întreprindem pentru aceasta, nu putem spune că au reziduri de pesticide în fructe sau în legume. Pentru că tot în acel buletin este enunțată perioada de timpul de pauză până la recoltare. Deci se știe că orice produs are timp de pauză, deci de eliberare a rezidului din pulpa fructului, din celula vegetală. Și fiecare produs este omologat și are un anumit timp de pauză până la recoltare. Deci aici este foarte important de reținut. Fermierul în ziua de astăzi, mai ales la noi, în Maramureș, nu mai are posibilitatea și nici nu se mai gândește să facă tratamentele după ureche, pentru că ceea ce facem noi și ce am făcut ca stat înainte de Revoluție și ceea ce am continuat să facem acum după Revoluție, este faptul că noi am ținut sub control aceste recomandări prin buletinele de avertizare și în ce sens? Pentru că noi, de exemplu, dacă fermele mărului are două generații, schema de tratament este 2 plus 2, două tratamente la prima, două la a doua generație. Dacă tratamentul la prima generație este făcut la momentul optim și densitatea dăunătorului este mică, s-ar putea al doilea să nu-l mai faci. Deci, prin urmare, nu încărcăm producția vegetală cu reziduri de pesticide, deci interesul protecției plantelor este de a reduce cât mai mult numărul tratamentelor, dar acestea nu se pot face fără combaterea integrată. Deci fără măsurile preventive, care constau în măsuri agrotehnice, biotehnice, fizice, ori dacă acestea și igiena culturii nu este întreținută, degeaba mai facem tratamentul fitosanitar. Vorbiți cu atâta pasiune, îmi vine să iau notițe, pentru că mă interesează o parte din cunoștințe, sau din ce spuneți noastră, le-am studiat și eu la Horst, la IPC Horst în Olanda, dar pe de altă parte, chiar simt faptul că faceți această muncă din pasiune,
că n-ați plecat din această instituție și din această zonă de activitate nu pentru că n-ați avut oportunități, ci pentru că sunteți îndrăgostite de ceea ce înseamnă sănătatea plantelor. Vom continua ideea cu ceea ce insist să clarificăm legat de sănătatea plantelor și plantele modificate genetic și consumul către populație, dar cu permisiunea noastră după momentul de publicitate. Vino și relaxează-te la cea mai nouă pensiune din zona Baia Mare. Capacitate de 30 de locuri, utilată complet, inclusiv terasă și grădină. Pensiunea Casa Hotea. Locul unde te simți mai bine ca acasă. Un animăluț sănătos este un animăluț fericit. Vino la cabinetul veterinar Alfavet pe strada Pășunii numărul 2 și oferă-i prietenului tău patruped cel mai bun tratament, indiferent de problemă. Ne deplasăm și la domiciliu în zona Baia Mare și oferim transport gratuit pentru produse. Alfavet, singurul ecograf Doppler Color din Baia Mare. E momentul să elimini colesterolul din alimentație. La restaurant Pronto, mâncarea sănătoasă și fără grăsimi e la ea acasă. Preparate tradiționale, moderne sau de post, la restaurant Pronto, acestea sunt tot timpul proaspete, delicioase și consistente. Facem livrări inclusiv duminica. Restaurant Pronto, Baia Mare, strada Victoriei 146. Profită de campania de primăvară 2018 Husqvarna și alege una dintre ofertele de nerefuzat. La noi ai cele mai bune prețuri la motoferăstraie casnice și profesionale, mașini de tuns gazonul, moto-unelte, refulatoare pentru frunze și multe alte cadouri și accesorii la super promoții. La Bricolaj, dealer autorizat Husqvarna, găsești tot ce este mai bun pentru curtea și grădina ta. SC Bricolaj SRL, Baia Mare, strada Mihai Eminescu, numărul 128. V-ați ales deja locația pentru nunta voastră de vis? Dacă nu, aveți un motiv în plus de decizie. Magus Hotel și TUI Travel vă oferă cadou de nuntă. Pentru fiecare nuntă rezervată pe anul 2018 și 2019, primiți o excursie romantică în Veneția. Dacă vi se pare incredibil, mai aveți încă o surpriză. TUI Travel și restaurant La Gourmet vă mai oferă două vouchere pentru luna de miere în valoare de 50 de euro fiecare. Pentru detalii și informații suplimentare vă așteptăm la Hotel Magus din strada Dura numărul 4, Baia Mare. Cofetăria Rodna, un gust de neuitat al prăjiturilor. Cofetăria Rodna, prăjituri produse în laboratorul propriu din ingrediente naturale. Rodna, excelență în domeniul delicateselor de cofetărie. Vești bune pentru amatorii de cumpărături! Moruța s-a mutat într-un nou spațiu, mai modern, accesibil și la fel de primitor. Vino în magazinele Moruța, pe strada Școlii și strada Vasile Alexandrii și bucură-te de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, decorațiuni sau produse alimentare accesibile tuturor buzunarelor. Magazinele Moruța, în casa fiecărui băimărean. Spune stop comportamentului necontrolat al câinelui tău. E simplu, eficient și sigur. Cu Genie House. Câinele tău va asculta din plăcere în orice situație și va răspunde atent la toate comenzile tale, pentru că dresorii noștri sunt adevărați profesioniști cu experiență de peste 30 de ani și rezultate excepționale la campionatele de dresaj. Câștigând concursuri atât în țară cât și în străinătate, dresorii de la Genie House știu exact cum să învețe câinele să fie un adevărat companion, ascultător și cu minte. Un câine educat este un prieten minunat cu Genie House. Bine ai venit la Hotel Magus! Cam
camere confortabile, interior elegant și o echipă prietenoasă și bine pregătită. Hotel Magus, potrivit pentru o vizită de relaxare sau de afaceri. Sala de conferință este echipată într-un stil clasic cu dotări moderne și are o capacitate de 100 de locuri. Hotel Magus. Simte diferența! Magazinul compact. Zi de zi, aceeași eleganță în servire. Aceeași calitate superioară a mărfurilor. Aceeași atenție față de cumpărători. Compact. Mereu magazinul tău preferat. Dacă nu crezi, hai la Compact ca să vezi! Domnilor și domnilor, am revenit în direct, discutăm cu distinsa noastră invitată, doamna doctor inginer Melania Oltean, specialistă în știința fitosanitară. Titlul emisiunii care l-am dat este Profesionalism și rigoare și făceam trimitere la ceea ce înseamnă cariera de cel puțin 20 de ani de când o urmăresc eu a doamnei doctor inginer. Aș avea o rugăminte, v-am spus, îmi vine să iau notițe, dar nu reușesc la cât de frumos și de multe noțiuni puneți. Să încercăm să fim un pic mai colocvial ca să înțeleagă telespectatorii, să mergem pe aspecte de principiu și să îmi răspundeți, vă rog, dacă este adevăr sau nu că și în România există culturi modificate genetic, vorbim de cultură mare, porumb, grâu, mă rog, sau de alte, lucernă și așa mai departe, legume și fructe, și cum stăm noi în raport cu ceea ce importăm din producția industrializată de legume, fructe din Occident, care sufocă supermarketurile, și ce este cu acest mit? Eu mă consider un patriot. Eu dacă cumpăr într-adevăr legume, fructe, vreau să le iau de la români. Și știți de ce? Pentru că așa simt eu că ajut sau promovez cumva acest producător care, știți ce nu fac fermierii noștri? Și vă spun după 20 de ani de muncă. El își socotește cât a costat aratul la hectar. El socotește cât a plătit discuitul semănat. El socotește cât a investit în fertilizator, în NPK sau azot sau ce pune. Și după aia socotește dacă mai face alte tratamente, de exemplu în cazul culturii de cartofi sau ce se mai face. Dar nu-și socotește munca. Niciodată. Nu consideră ca fiind o cheltuială. Și atunci vin și vă întreb din nou. De ce ar trebui eu, noi toți, dintr-un spirit de patriotism, să luăm produsele românești? Sunt superioare celor din import? Produsele românești, toate sunt superioare celor din import. În primul rând, că noi facem agricultură pe sol și nu hidroponică. În al doilea rând, că noi avem niște soiuri foarte bune, atât în, la legume, dacă vorbim, atât în pomicultură, atât în cultura mare. Cu semințe din Olanda și Ungaria sau semințele noastre? Sunt și semințele noastre autohtone, care sunt produse la băncile de semințe din țară și unde foarte mulți legumicultori, de exemplu, au procurat semințele de acolo. Ce înseamnă un produs românesc? Înseamnă că este adaptat condițiilor pedoclimatice de la noi. În al doilea rând, au o rezistență mare la înghețuri. Sau dacă avem secetă, încearcă să se producă mai nou soiuri și specii, soiuri ale speciilor de plante care sunt rezistență, cu rezistență ridicată la secetă, chiar în cazul porumbului. Și în acest caz, noi ca și consumatori ar trebui să fim solidari cu cei care produc, pentru că produsele oricum sunt foarte gustoase. Că se mai fac greșeli uneori în tehnologie, dar pe suprafețe mici. Am spus, cei care nu au proiecte pe fonduri europene, n-au accesat acele fonduri și atunci n-au fost interesați pe o suprafață foarte mică lângă casă, dar se adaptează cu timpul și dânsii.
În schimb, ceilalți încearcă să contacteze și să aplice tehnologia adecvată, tocmai pentru a obține producțiile scontate. Pentru că la noi durata de strălucire a soarelui, de exemplu, este mai lungă pe perioada de vară și atunci zaharurile din fructe se acumulează foarte bine. Deci substanța uscată o avem, ceea ce duce și gustul, induce gustul fructelor sau legumelor. Prin urmare, din câte știu și la nivel de județ, cum noi monitorizăm culturile agricole, nu am observat ca cineva să folosească în exces fertilizanți, hormon de creștere sau alte produse care ar stimula rapid creșterea fructelor sau legumelor și ar degrada calitatea pentru că se cunosc fructele care sunt, de exemplu și la roșii, care sunt fertilizate chimic și forțate pentru coacere, deci ele au miezul alb. Cred că acum 4 sau 5 ani am făcut ultimul import de sămânță de cartofi din Olanda. Și mi-aduc aminte că era clasa biologică elit. Nu-ți dă nimeni super elit. Îți dă elit sau mulțirea întâia. Am distribuit fermierilor, ei au făcut acele câmpuri experimentale folosind recomandările primite de la parteneri olandezi. Sămânța de cartofi venea în saci special, știți că aveau acea Visenac, autoritatea de control de la ei. Și s-a ajuns în situația în care s-a făcut recoltarea lor. Și s-a dus în piață fermierul, inclusiv mașină de sortat, au sortat pe dimensiuni și a pus cartoful de consum, nu știu cât e, la 40, 60, 50, 70 obișnuit, la 1,20 lei. Un preț absolut rezonabil atunci. Și îmi spuneau, nu reușim să-l vindem, domnul Șomodi, nici în piața de gro, nici pe masă, pentru că băi mărenii cumpără un cartof adus din Polonia, care are... nu știu, o dimensiune de 20 de centimetri și din care am înțeles că este semifurajer acel cartof. Păi, aceasta este, pentru că dimensiunea aceea acolo se utilizează pentru de se cheamă cartof furajer, se utilizează în hrana animalelor. Și eu îi spuneam la un moment dat unui cumpărător care l-am văzut, o familie obișnuită cumpăra 2 saci. Zic, nu luați acel cartof, pentru că e mai bun acest cartof. E mai scump cu 20 de bani, ăla era un leu sau 90 de bani, și e produs de fermierii noștri. Dați-vă seama, ăla adus, transport, import, nu știu ce, taxe, e mai ieftin decât ăsta produs aici, în Sălsic sau în zona Lăpușului, unde e zona, nu știu. De ce faceți asta? Răspunsul era invariabil, e mai ieftin. Da. Din păcate, consumatorul nostru nu este educat în a cumpăra produse de calitate. Imediat aleargă la prețul cel mai mic, să fie cât mai mari, să arate cât mai bine și nici de cum nu se uită după gust sau chiar dacă produsele celelalte puțin sunt mai scumpe. Aici trebuie, cred că, lucrat un pic la educația consumatorului. Și mă mai disperă pe mine faptul că comunități întregi care au experiență în legumicultură și vorbesc de comunele suburbane din Baia Mare, îi văd din ce în ce mai des, doamna doctor inginer, în piață, vânzând produse de import sau aduse de samsar din sud, pe care le cumpără dimineață la ora 6 din piața Ogro, le pun pe masă și le vând ca produse de... Da, și vând roșii care cic ar fi din producția aceasta, ori exact. La ora aceasta avem un singur producător care a ieșit deja cu roșiile pe piață, urmează ceilalți, toți producătorii de care eu vorbesc sunt monitorizați de către noi și de către Direcția Agricolă Județeană pentru că au accesat acel program pentru tomate. Da, și ei lucrează în rigorile legii, toți acești producători, dar încă ceilalți n-au ieșit cu ele pe piață. Prin dar urmare, ei vând roșii de anul acesta. Da. Dar producătorii care au s-au înscris la programul tomatele, deci ei n-au ieșit cu roșii. Ei nu ies cu roșii. Bun, și atunci, bun. Dar ies ceilalți cu agricultura mică. Nu se face educația. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Se predau în sistemul de învățământ tot felul de discipline inutile. O spun și profesori universitari, o spun și sociologi, o spun și cei care sunt specialiști în pedagogie și așa mai departe. Și nu facem educație în acest sens. Nu facem educație pentru
ca să fim mai patrioți. Nu facem educație ca să știm să ne comportăm. Adică educație civică nu facem. Nu facem nici măcar educație în sensul alimentației sănătoase. Și în opinia foarte multora, nici agricultura noastră, cu tot respectul, eu îmi pot permite, noastră nu, cu aceste ieșiri ale ministrului Daia, care de 2 ani de zile face o reclamă atât de exagerată a produselor românești, nu știu dacă stăm chiar așa, doamna Incina. Dacă nu puteți, vă rog să nu comentați, pentru că sunteți funcționar public. Eu ceea ce pot să comentez și știu este că noi monitorizăm toate culturile județului, începând cu silvicultura și terminând, să zicem, cu floricultura. Deci absolut tot. În același timp, noi vedem toate verigile tehnologice care le aplică sau nu, dacă avem suprafețele care se spun sau nu, dacă avem, vedem aplicabilitatea sau nu a acelui producător vis-a-vis de cultura pe care vrea să o producă. Dacă vrea să o facă cu bună intenție, deci în spiritul tehnologiei sau nu. Deci avem contacte cu majoritatea producătorilor din județ. Dar n-a fost un proces de intenție. Haideți să ne întoarcem la ceea ce știu că doriți neapărat să transmiteți ca și mesaj. Vorbiți-mi despre poluare, despre poluare ca fenomen. Poluarea ca fenomen. Dar și legat de ceea ce înseamnă interesul dumneavoastră, a specialității noastre legat de poluare. Ceea ce înseamnă legat de protecția plantelor, corect, pentru că în acest domeniu suntem. Utilizarea produselor de protecție a plantelor, adică a tratamentelor chimice, este un rău necesar, acceptat de toate statele de pe pământul acesta. În limite rezonabile. Rezonabile. Este acceptat de societatea internațională în vederea asigurării confortului alimentar. Această poluare, atât în România, cât și în celelalte state pe glob, este produsă în două direcții. De două direcții. Odată avem poluarea verde. Poluarea verde este poluarea produsă de burieni, prezența burienilor. Știm că prezența lor în culturile agricole duce de multe ori la, dacă nu sunt controlate chimic, duce la distrugerea plantei și nu în ultimul rând la distrugerea întregii culturi. O altă poluare, avem poluarea brună, care este produsă de boli și dăunători, care dacă nu sunt ținuți sub control, pot să producă la fel daune producției agricole. De exemplu, fitoftera. Da. O altă grupă de poluare este utilizarea nerațională a produselor de protecție a plantelor. Acestea sunt niște produse chimice, toxice. Ele, dacă nu sunt utilizate cu discernământ, pot să producă daune foarte mari ecosistemului din care face parte cultura respectivă. Și populației? Deci populației, întregului ecosistem. Întregul ecosistem. Întregul ecosistem. De aceea, utilizarea produselor de protecție a plantelor este bine să se facă doar la recomandarea noastră. Pentru că trebuie să ținem seama de climă, trebuie să ținem seama de culturile învecinate, de spațiile ce sunt în jurul culturii respective, trebuie să ținem seama de pragul biologic, pragul economic de dăunare a speciei pe care a dăunătorului sau bolii care vrem noi să o tratăm și nu în ultimul rând trebuie să aplicăm corect aceste produse cu niște echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor adecvate, cu duze foarte bine calibrate și în acest timp trebuie efectuate cu personal calificat. Doamna doctor inginer, am înțeles ce a spus, sunt convins că au înțeles și distinși noștri telespectatori, vă rog din nou să revenim un pic la o retorică mai colocvială. Copil fiind, mi-aduc aminte că la un moment dat, în anumită perioada anului, orașul mirosea a mere în cultură. Spuneți-mi cum am reușit să distrugem acest centru de institut de cercetare sau cum era pomicolă Dura, care făcea produse
remarcabile care mergeau la export, care producea soiuri noi, am înțeles, care era o întreagă industrie de la același timp și un fel de fabrică unde se învăța profesia de pomicultor și se făcea și cercetare. Da, se făcea. E mai frumos acum că avem zonă rezidențială, avem case, avem firme, avem spălătorii, auto și așa mai departe. Asta așa trebuia să se întâmple? Așa s-a întâmplat. Au fost probabil niște factori care au concurat la această dezintegrare a acestei unități de elită, care a fost o unitate de elită la nivel de țară, cu o echipă de cercetători de înaltă clasă, cu o echipă de fermieri extraordinară, care știau că trebuie să aplice tehnologia în tocmai și, după cum vă spun, se aplicau toate exact ca și la calendar. Eu mă deci nimic atunci, de ce n-au fost despăgubiți oamenii altfel? De ce n-au fost, că e vorba de legea 18 și cu retrocedări. De ce nu li s-au dat bani? Sau terenul în altă parte? Sau orice altceva? Dar cum să distrugi niște asemenea livezi care însemnau 20-30 de ani de muncă, nu, doamna inginer? Că ele n-au răsărit în 2 ani. Împlinise. Atunci tocmai era evenimentul 20 de ani de cercetare. Plus că deja avea produse secundare, în afară de mere. Mi-aduc aminte de acele sucuri naturale. Sucuri, dulcețuri. Dulcețuri extraordinare. Deci am fost absolut criminali în ceea ce am făcut. Și s-au distrus numai aici la Dura. S-a distrus și în județ, că am mai avut niște poli. Din câte mi-amintesc la Sein, din câte mi-amintesc la Șoncuta parcă. Deci am avut bazinul Pomicol Baia Mare, care a avut în administrare fermele de la Sein cu pepiniera Pomicol, am avut fermele de la Șoncuta, Coltău, care, grație sistemului sau politicilor de la acea vreme, s-au distrus. Trist, cineva ar trebui să răspundă pentru treaba asta. Vă spun, mie îmi plăcea, erau două, erau trei sezoane remarcabile în oraș, tânăr fiind, băteam și eu. Când eu m-am mutat în Baia Mare, nu exista spitalul județean, nu exista cartierul Săsar. Aveam 2 ani. Și mă duc aminte că erau 3 sezoane distincte în care adoram să fiu afară și noapte. Era sezonul când înfloreau salcâmii și era mirosul ăla. Era sezonul trandafirilor, strada Coșbuc, unde am stat eu, era un covor de trandafiri și era sezonul când se pârguiau merele. Și tot orașul mirosa zona aia a mere, nu a combinat, nu a oțel, fontă, nu a plumb, ci amere. Nu se va mai întâmpla niciodată, doamnă. Nu, nu. Să vorbim un pic și de patrimoniul verde al orașului. Vă spuneam că există legea 24/2007 care obligă administrațiile publice locale să întocmească acele registre ale spațiilor verzi, inclusiv având în anexa 1 fișa spațiului verde. Evident că și în zona urbană dumneavoastră aveți competențe, pentru că și aici există un patrimoniu format din arbori, nu știu, tufe, ceva există, care sunt predispuse și ele la a fi atacate și a căror sănătate, ca plante, trebuie întreținută. Și ce știți despre acest registru verde al orașului? Cine coordonează? În ce, pe ce logică se fac aceste tăieri de arbori, plantări de arbori, aceste toaletări, ciuntiri, nu știu, acest genocid al patrimoniului verde al orașului, pentru că Baia Mare era vestită, să știți, în țară, pentru faptul că exista un imens patrimoniu care încerca și ajuta să se regenereze aer datorită poluanților existenți. Aici nu pot să comentez, nu, decât pe fitosanitar. Avem noi competențe la nivel de oraș. Pentru tăierile care s-au făcut, iarăși nu pot să comentez, doar în zonele unde există pe strada Coșbuc, pe strada Decebal, unde avem castanul ornamental, în zonele unde avem, de exemplu, și platan, unde am avut probleme cu un dăunător destul de periculos, aici, în aceste zone, este bine ce s-a făcut. Sperăm să se dea în Piața Libertății. Deci sperăm ca în scurtă vreme să, prin eliminarea întregului coronament, să fie eliminată rezerva biologică
ecologică a Guignardiei Bitueli la castanul ornamental, a moliilor miniere, a frunzelor de castan ornamental și nu în ultimul rând și a dăunătorilor de scoarță și de frunză, de exemplu tigrul castanului, tigrul platanului la platan. Însă el nu se găsește doar pe platan, că se găsește pe toate, pe catalpa, pe am întâlnit și pe frasin, deci un pic este polifag și este destul de dăunător. În rest, nu pot să comentez care sunt problemele, dar... Nici nu vreau să vă rog. Domnule inginer, în curând veți avea 40 de ani de activitate profesională, așa-i? Da. Și încet, încet vă apropiați de momentul în care va trebui să spuneți, asta e. Da. Trebuie să mă opresc. Ce preocupare există în acest sens? Cine sunt specialiștii care vin? Cine este acea generație? Din cine este compusă? Care va prelua la un moment dat ștafeta de la oameni ca și dumneavoastră? Din păcate, în acest moment, noi suntem 6 persoane la nivel de județ. Am fost 7. De-aia nu vă găsesc la birou deloc, când sunteți plecată suntem pe teren. Mereu plecați pe teren, cu diverse acțiuni, pentru că problemele celelalte de birou le facem după orele de servici și, în cazul meu, de multe ori și sâmbăta, pentru că nu se poate cuprinde o asemenea acțiune. Nu sunteți nici monumental plătiți. Nu suntem, dar din moment ce de noi depind niște fermieri, producători, întreprinzători, șofii, depind niște plante, că dacă noi nu aplicăm la timp niște măsuri fitosanitare, putem pierde niște exemplare sunteți frumoase 6 sau culturi. Și probabil că sunteți de vârste... De vârste diferite. Avem 2 colegi mai tineri, în schimb, ceilalți suntem... mai în vârstă. Ceea ce vreau să spun este că sunt posturi libere, vacante, doar nu avem voie să angajăm. Deci sunt blocate posturile. Nu numai la noi, deci în tot sistemul se întâmplă la fel. Cine poate veni? Oricine, cine iubește protecția plantelor. Colegii mei o să ducă ștafeta mai departe, dar trebuie să mai vină în sector cineva. Avem studenți care își fac lucrările de licență la noi, dar mulți dintre ei doar fac licența, sunt pasionați în momentul respectiv, după care își găsesc alte locuri de muncă, alte sectoare, alte sau chiar pleacă în străinătate. Deci motivația probabil banul. Da, simt o undă de tristețe și un regret. Eu, doamna inginer, pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, vă doresc să rămâneți acolo unde vă știu cel puțin de 2 decenii, cât mai mult timp posibil, pentru că oameni cu devotamentul și cu puterea noastră de implicare sunt extrem de rari. Tot ceea ce înseamnă în ultima perioadă funcționar public sau oameni din zona bugetară, sau aproape tot, nu e, orice fel de generalizare este periculoasă, tinde să fie subordonată în ultima perioadă la câteva comandamente, cariera, salariu și alte beneficii. Foarte rar mai găsești dedicație, foarte rar mai îți dai seama că acel om face acea muncă din plăcere. O face pentru că are convingerea și responsabilitatea că munca pe care o face el este una utilă. Și nu o face de amorul artei sau pentru orgoliul său personal. O face pentru că a fost educat în cultul și respectul lui față, cultul și respectul față de muncă, față de comunitate și față de cei care, neavând acele cunoștințe, depind da. De implicarea, de responsabilitatea și de modul în care înțeleg să-și facă datoria oameni ca noastră. Nu e o profesie spectaculoasă. Nu se scrie în ziare. Nu se fac foarte multe reportaje. Nu se dau nici știri așa cum ar trebui de des, deși dumneavoastră trimiteți mass media toate aceste avertizări. Dar la un moment dat va veni și un ceas al adevărului când fiecare profesie, fiecare om la muncă, la locul lui de muncă va fi corect evaluat. Și chiar dacă nu veți fi citată pe ordin de zi sau veți primi mulțumiri sau ordine sau medalii, să știți că sunt mulți oameni, în special în zona fermierilor, care cunosc, apreciază și vă respectă pentru munca care o faceți.
Mulțumesc pentru asta. Punem punct imediat emisiunii noastre, înainte de a vă mulțumi încă o dată pentru disponibilitatea și amabilitatea de a răspunde, deși sunteți extrem de ocupată, la invitația de a participa la această emisiune. Spuneam că mi-am dorit enorm de mult să vă am aici, pentru că vă consider, dincolo de o competență profesională și un mare caracter, un om care definește profilul și identitatea comunității noastre. Eu vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce faceți și vă spun bun venit în galeria caracterelor care definesc Baia Mare și Marea Mureș. Vă mulțumesc frumos! Stimați telespectatori, punem punct aici emisiunii de astăzi. Am avut un invitat care rar găsește atâta patimă și atâta patos în a încerca să spună ce face și de ce face. Vă dau o întâlnire și lunea viitoare la o nouă ediție a emisiunii Dialog cu Caractere. Evident, nu uitați, vineri ne întâlnim să discutăm împreună, să comentăm evenimentele săptămânii. Vă mulțumesc, doamna inginer, a fost o onoare să vă am ca și oaspete. Noastră bună seara, rămâneți cu Teleplus.